În această dimineață aș vrea să răspundem la o singură întrebare. Cine este Melchisedec? Am intrat pe internet, m-am uitat, foarte, foarte multe păreri. Râde Cornelu. Nu. Nu pe internet. Am intrat pe internet, dar nu am găsit răspunsul pe internet. Este într-adevăr un personaj misterios, deoarece îl regăsim în Vechiul Testament doar în 4 versete. Avem 3 versete în Geneza, capitolul 14, după care un singur verset în Psalmul 110. Și din aceste 4 versete, autorul epistolei către evrei îl ia și îl întoarce pe toate fețele și aproape ai impresia că inventează, compune, pune de la el. De aceea întrebarea, cine este Melchisedec și care este rolul lui în planul de mântuire a lui Dumnezeu, este o întrebare extraordinară. De aceea sper din toată inima ca măcar câteva ferestre, asemenea acestor de aici, se potrivește foarte bine, să se deschidă în mintea noastră în această dimineață. Haideți să deschidem în Evrei, capitolul 5. În adevăr, orice mare preot, luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștuitori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Nimeni nu și-a cinstit aceasta singur, ci o are de la cel ce l-a chemat Dumnezeu, cum a fost și Aaron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, și cum zice iarăși în alt loc, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zile vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbovească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, și este cu neputință să nu simțim aproape obsesia autorului în jurul acestui personaj misterios din Vechiul Testament, Melchisedec. Cine este Melchisedec? Dar deodată autorul se oprește și își dă seama că cei cu care vorbește el s-au întors de la hrana tare, la laptele duhovnicesc. Și îl face o paranteză, așa cum spunea fratele Tâlvăru, în capitolul 6, atenționează, mare grijă, mare grijă, dacă un credincios nu se hrănește cu hrană tare, iar în mintea autorului, hrana tare este exact această expresie, preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus, adică preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, asupra acestui personaj misterios, avem foarte multe lucruri de spus și lucruri greu de înțeles, fiindcă voi, dragii mei, v-ați întors de la hrana tare, la laptele duhovnicesc și v-ați făcut greoi la pricepere. De aceea, în această dimineață, dacă simți că Melchisedec nu prea se așează pe tiparul minții tale, conform autorului epistolei către evrei, încă te hrănești cu lapte duhovnicesc, încă ești pruncă în Hristos. Și are această paranteză în capitolul 6, dar nu înainte de a atenționa hrana tare în contextul cărții evrei, se referă la afirmația preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și dacă vă uitați, această afirmație îți așează într-o singură propoziție tot Vechiul Testament. Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, încep cu Melchisedec din anul 2000. Ajungi până în anul 1000, în Psalmul 110, și tot Vechiul Testament este adus la oaltă în această afirmație extraordinară, preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, adică nu are discernământ spiritual fin. E clar, nu trebuie să mă îmbăt, da? Aici orice credincios are discernământ. Dacă e vorba de deciziile de zi cu zi, acelea fine în care nu ai de ales între păcat și păcat, ci ai ales între ceva eficient față de ceva mai puțin eficient, ai de ales între un prieten și altul și așa mai departe, acolo ai nevoie să-ți bați mintea cu hrană tare pentru ca să poți deosebi, spune autorul, binele
de rău. Uitați-vă de câte ori în viața noastră stăm și ne uităm retrospectiv și spunem, băi, n-am făcut bine acolo. S-a întâmplat? Chiar și la Cornel cred că s-a întâmplat. Acum, dacă am fi credincioși cuvântului din Evrei, ce ar fi trebuit să fac înainte de acel moment ca să nu mai spun, băi, n-am făcut bine acolo? Ca să am la secundă reacția în mintea mea a distingerii dintre bine și rău. Autorul epistolei către Evrei spune așa, până în acel moment trebuie să fii un credincios care se hrănește cu hrană tare. Și dacă te hrănești cu hrană tare, Duhul Sfânt poate să-ți dea răspunsuri și marele preot Domnul Iisus Hristos în orice secundă a vieții tale, la orice problemă care necesită un discernământ fin, pentru că mintea ta nu se zbate cu problemele acestei lumi, ci mintea ta este preocupată în primul rând cu căile și planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Acum, dacă autorul vede că destinatarii sunt copii, ce ați făcut în locul lui? Ați continuat să vorbiți despre Melchisedec? Eu aș fi oprit și aș fi spus, măi, n-am cu cine vorbi. Hai să luăm mai domol. Hai să ne întoarcem iarăși la adevărul începătoare, să vorbim despre botezuri, despre credința în Dumnezeu, despre judecata viitoare, să-i atenționez că dacă nu se pocăiesc, ei se vor duce în iad și așa mai departe. Autorul se face că nici nu vede aceste adevăruri începătoare și el din capitolul 7 face ceea ce nimeni dintre noi, niciun pedagog nu ar face. Dacă ai descoperit că elevii tăi, Cornel, mă scuzi, ești în față, văd că vii tot mai aproape de noi. Dacă ai descoperit că elevii tăi nu mai știu nimic din cursul din anul 1 și din anul 2, ai trece la cursul din anul 3, da, că așa știe programa. Dar dacă ai vrea ca ei să crească, ai sta și îi spune, hai să o luăm de la capăt. Nu, autorul spune, nu, îmi pare rău. Singura șansă, inclusiv în momentul în care ești în pruncia spirituală, inclusiv atunci când nu mai ești deprins să te hrănești cu hrana tare, este să te apropii de hrana tare. De aceea, dragii mei, haideți să ne apropiem cu smerenie câtă găsim în noi de hrană tare. Capitolul 7. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zecială din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război, aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți după lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avram. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici, adică în sistemul levitical, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo uia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuială, ca să zicem așa, prin Avram. Deja mintea noastră este, nu? Provocată. Ți vine să închizi Biblia, să citești un psalm și să mergi acasă. Dar este cuvântul lui Dumnezeu și este așezat aici în Scriptură, într-un moment în care autorul atenționează pe cei care citesc că se hrănesc prea mult cu lapte și prea puțin cu hrană tare. De aceea să citim mai departe. Dacă dar de săvârșire ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și după rânduiala lui Aaron? Pentru că odată schimbată preoția trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului, căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Amin. Foarte provocator text, poate până acum cel mai complicat din Cartea Evrei.
Și întrebarea rămâne, cine este Melchisedec? Deja am văzut că este foarte important în planul de demonstrație al autorului și atunci trebuie să înțeleg și eu cine este Melchisedec. În primul rând vreau să spun cine nu este Melchisedec. Melchisedec nu este o întrupare a Fiului. Foarte important să pornim de la această afirmație. Melchisedec nu este o apariție a lui Hristos. Dacă ar fi fost o întrupare a Fiului, gândiți-vă cât de complicat ar fi fost să vorbim diseară despre întruparea Fiului în pântecele Mariei. Mai mult, dacă ar fi fost o întrupare a Fiului, autorii Noului Testament ar fi avut un argument extraordinar și de necontestat să vorbească despre întruparea Fiului în trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spunând, s-a mai întâmplat odată. În vremea lui Melchisedec, Fiul a coborât pe pământ, Fiul a luat un trup de om. Ce vă miră atât de mult acest lucru? De ce nu fac autorii Noului Testament acest lucru? Pentru simplu fapt că Melchisedec nu este o întrupare a Fiului. Dar cine este Melchisedec? El este un împărat preot credincios din Canaan, care a avut părinți și care a murit asemenea tuturor oamenilor. Acum îmi veți spune, n-ai citit bine textul din Evrei, pentru că în Evrei spune fără mamă, fără tată, fără spiță de neam, fără început al zilelor, fără sfârșit al vieții și tu vii și îmi răstălmăcești Scripturile și spui că Melchisedec acesta a avut mamă, a avut tată, a avut spiță de neam, a murit, s-a născut. Dragii mei, autorul epistolei către Evrei nu spune că Melchisedec a fost Fiul lui Dumnezeu, ci spune așa, după însemnătatea numelui și tiparul din Geneza, și vom intra în el, a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Una este să spui a fost Fiul lui Dumnezeu, alta este să spui că a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în acest tipar din Geneza, capitolul 14, Dumnezeu construiește profilul preoției lui Hristos. Profilul preoției lui Hristos. Haideți să ne uităm cu atenție. Avem însemnătatea numelui și tiparul din Geneza. Însemnătatea numelui în versetul 2, care a primit de la Avram zecioală din tot, care după însemnătatea numelui este mai întâi împărat al neprihănirii și apoi împărat al Salemului sau împărat al păcii. Melchisedec tradus înseamnă împărat al neprihănirii. Salemul era cetatea asupra căreia el era împărat. Deci după însemnătatea numelui, el este împărat al neprihănirii și împărat al păcii. Cine în istoria viitoare a omenirii este cu adevărat împărat al neprihănirii și cu adevărat împărat al păcii? În Isaia, capitolul 9, spune, îl vor numi sfetnic, împărat al păcii. El este împărat al păcii. Melchisedec, după însemnătatea numelui, este împărat al păcii. Dar aceste lucruri sunt foarte importante pentru construirea tiparului lui Hristos, pentru că când te uiți la însemnătatea numelui, acestea arată spre importanța sau spre necesitatea ca Hristos să fie om. Deci din perspectiva însemnării numelui sau semnificației numelui lui Melchisedec, el arată spre faptul că trebuia să vină un mare preot sau un preot care, asemenea lui, să fie om. Dar în Geneza, și aici vine un lucru mai complicat, tiparul din Geneza, Geneza este cartea cu cele mai multe genealogii. Despre tot se spune că s-a născut și a murit. Despre toți se spune că a născut pe. Despre toate personajele din Geneza se spune cine a fost mamă, cine a fost tată, ce copii a avut, de unde a venit, de unde a plecat. Uitați-vă de la Geneza 1 până la 50. Capitolul 50 se termină cu moarte, cu moartea lui Iosif, cu îngroparea lui Iosif. Toate capitolele din Geneza vorbesc despre personaje care au mamă, care au tată, care au început al zilelor și care mor și sunt îngropate. Este un singur personaj care apare ciudat în carte, despre care autorul Genezei nu consemnează cine este tatăl, nu consemnează cine este mama, nu consemnează din cine s-a născut și nu consemnează când a murit. Știți care este?
Melchisedec. Din perspectiva tiparului Genezei, pentru că el iese din tiparul Genezei. Toți oamenii din Geneza aveau mama, aveau tată, s-au născut și au murit. Ca formă de scriere literară. Nu ca viața lor, ca formă de scriere literară. Ei, gândiți-vă, în dreptul lui Melchisedec, el apare deodată, este singurul din Geneza care apare de nicăieri și pleacă fără să mai auzi de el până la David când scrie Psalmul 110. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, fără început al zilelor, fără final al vieții, din perspectiva tiparului din Geneza, și anume că el nu are mamă, nu are tată, nu are început al zilelor, nu are final al vieții, el construiește natura divină a lui Hristos. Și atunci Melchisedec este un om care a trăit în vremea lui Avram, este un împărat al păcii, este un împărat al neprihănirii, un om credincios de altfel, un om care a fost... A fost în aceeași perioadă cu Avram, care a fost cunoscut de Avram, care a fost recunoscut de Avram ca fiind un om credincios. Dar prin modul în care apare el în istorie, prin înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, în jurul vieții lui, Dumnezeu construiește tiparul Hristosului care avea să vină în istorie. Asta e prima informație despre Melchisedec. A doua informație despre Melchisedec. Uitați-vă în versetul 4. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război, versetul 9. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuială, ca să zicem așa, prin Avram. Melchisedec primește zeciuială de la Avram, părintele tuturor credincioșilor. Deci, este mai mare și decât Avram și decât Aron. Și aici este demonstrația pe care autorul vrea să o facă, vrea să-l ia pe Melchisedec și să-l așeze mai presus de Aron. Dar din ce cauză era nevoie de acest lucru? Păi răspunsul este foarte simplu, suntem într-un spațiu iudaic, într-un spațiu evreiesc, în care dacă te atingeai de marele preot, însuși Pavel spune, n-am știut că este marele preot. Când îi spune, te va bate Dumnezeu, părete văruit. N-am știut că este mare preot. Te atingeai de mare preot, te atingeai de tot planul lui Dumnezeu, de tot sistemul levitical și nu aveai voie. Cum să spui că Aron este desființat? Cum să spui că e gata cu Aron? Cum să spui că Aron este aruncat la coșul existenței ca statut social? Atunci, în înțelepciunea lui Dumnezeu, el, înainte de a-l aduce pe Aron în scenă, el construiește un tipar superb în care așează toate elementele care aveau să fie împlinite în Domnul nostru, Iisus Hristos, ca nu care cumva să se găsească cineva rău intenționat, care să spună, eu nu mă pot depărta de Aron. Din ce cauză? Pentru că el este primul și ultimul preot. Când te uitai în istorie, vedeai că în anul 2000, înainte de Avram, apare Melchisedec, care este adevărata preoție. După moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, uitați-vă, el este numit preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec din anul 2000. Și avem în ceruri un mare preot după aceea rânduială. Dar întrebarea este, ce rost a avut preoția aronică? Melchisedec apare în istorie... După rânduiala lui Hristos este întronat în slavă, în schimb 1500 de ani îl avem pe Aron. Dragii mei, dacă nu am fi avut o rânduială aronică, niciunul dintre noi nu ar fi știut ce a făcut Hristos în cele 3 zile cât a fost mort. N-aveai de unde să știi. Prin toată rânduiala aronică, Dumnezeu a descris în detaliu care avea să fie slujba Hristosului. Acolo, în rânduiala lui Aron, descoperi ce înseamnă să fie jertfă pentru păcate, descoperi că un om trebuia să poarte povara omenirii, descoperi că un om trebuia să reprezinte pe oameni înaintea lui Dumnezeu și un om trebuia să reprezinte pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Descoperi sărbătoarea de Iom Kippur, momentul în care Dumnezeu a găsit soluție ca să curețe locul cerești. Deci, măcar că Hristos era gândit să fie după rânduiala lui Melchisedec, pus în istorie cu mult înainte de Aron, era nevoie de rânduiala lui Aron, pentru că acolo Dumnezeu să facă fișa postului marelui preot care avea să vină. Aron este extrem de important. Dacă vrei să descoperi ce a făcut marele nostru preot, știți unde te uiți? Nici măcar la Hristos, că Scriptura nu-ți spune ce a făcut. Ci Scriptura ția toate ritualurile din Exod și Levitic.
Și îți spune, mergi acolo și vezi ce trebuia să facă marele preot. Și toate acestea ți le ia și ți le pune în dreptul lui Iisus Hristos. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă că Hristos este jertfă, trebuie să știi foarte bine Cartea Levitic. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă că Hristos este mare preot, trebuie să înțelegi foarte bine cărțile Exod și Levitic. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă că Hristos a curățit locurile cerești și a rezolvat problema Sfinților Vechiului Testament, trebuie să înțelegi foarte bine sărbătoarea ispășirii, sărbătoarea Iom Kipur, toate acestea erau în jurul preoției aronice. Și atunci uitați-vă la înțelepciunea lui Dumnezeu, incredibilă. Ca nu care cumva, când avea să vină Hristos în istorie, toată lumea să spună, noi îl avem pe Aron. Înainte de Aron, așează un preot în jurul căruia sau în viața căruia construiește toate tiparele persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Împărat al neprihănirii, împărat al păcii, de origine divină. Dar ca să vedeți cât de frumos este Dumnezeu, noi când ne uităm la Melchisedec, de câte ori e scris Melchisedec în Scriptură, Cristina? De două ori. În Vechiul Testament ai în Geneza 14 și Psalmul 110 și îi spune, nu-i prea puțin pentru a construi o teologie atât de vastă și atât de profundă în jurul lui. Dar uitați-vă la ce am spus eu acolo. Melchisedec primește zeciuială. Acum, am studiat Cartea Numeri și am văzut cum Dumnezeu poruncește lui Israel ce să facă? Să dea ce? Zeciuială. Cui? Urmașilor lui Levi. Acum pun o întrebare. Dumnezeu a învățat de la Avram sau Avram a învățat de la Dumnezeu? Dumnezeu a învățat de la Avram. Primul care dă zeciuială, cel care inventează zeciuiala, nu este Dumnezeu, ci cel care inventează zeciuiala este Avram. Avram se întâlnește cu Melchisedec și vom vedea mai departe, când vede superbitatea intervenției lui în viața lui, el spune, ce pot să fac pentru Melchisedec? Și atunci ia din toată prada de război 10% și o dă lui Melchisedec. Dumnezeu, pentru că voia ca acest moment să rămână veșnic în mintea evreilor, când se gândește cât la sută din averile evreilor să-i pun să dea lui Aron. Ce spune? 10%. Ca de fiecare dată când evreul scoate 10% din buzunarul lui și îl duce la Aron, și ce să-și amintească? Nu este marele preot. Este un altul înainte de el. Trebuie să vină unul după rânduiala lui Melchisedec. Aceasta este doar o paranteză a istoriei. Este doar o perioadă de îngăduință. Este doar o perioadă pedagogică. Prin zeciuială, fiecare evreu își amintea de întâlnirea dintre Avram și Melchisedec și prin zeciuială și ce trebuia să spună fiecare evreu? Aron este, dar este doar umbra. Trebuie să vină un altul, trebuie să vină un altul mai mare decât Avram, un altul căruia, inclusiv Avram, i-a dat zeciuială, un altul în fața cărei zile de naștere a tresăltat chiar și Avram. Și acum repet, de câte ori în Scriptură este prezent Melchisedec? Ori de câte ori găsiți cuvântul zeciuială. Ori de câte ori găsești în Scriptura Vechiului Testament cuvântul zeciuială, Dumnezeu lua pe evreu și îl aducea în Geneza capitolul 14, pentru că el trebuia să priceapă că atunci când dă zeciuială, nu de adevăratului mare preot, ci Dumnezeu a învățat acest gest de la ceea ce a făcut Avram cu tiparul adevăratului mare preot. Nu-i frumos și coerent Dumnezeu? Dragii mei, în înțelepciunea lui a așezat toate lucrurile, că atunci când avea să vină Hristos, nimeni să nu facă ceea ce au făcut evreii, nimeni să nu facă ceea ce am făcut noi, nimeni să nu spună Hristos nu poate schimba sistemul levitical. Dumnezeu așezându-l pe Melchisedec cu mult înainte de sistemul levitical, el cu mult înainte de sistemul levitical a spus, va veni unul după tiparul lui Melchisedec. Iar în tot sistemul levitical sau aronic, prin zecială, Dumnezeu nu a făcut altceva decât să le îndrepte, sau nu a dorit altceva decât să le îndrepte inimile spre a aștepta pe unul după rânduiala lui Melchisedec, care să vină și să facă tot ce nu putea să facă Aron.
Credeți că era vreun evreu întreg la minte care să nu-și dea seama că acea haină era prea mare pentru Aron? Credeți că era vreun evreu căutător de Dumnezeu care să-și dea seama că Aron nu poate purta păcatele, că Aron nu poate intra în locul preasfânt, că Aron nu poate face tot ceea ce pretindea el că face? Toți căutătorii de Dumnezeu își dădeau seama de acest lucru. Iar dacă meditai la aceste lucruri, când venea vremea zecielii, te duceai în cirea ta și din 100 de vaci luai 10, te gândeai, vreau să fac pentru Aron ceea ce Avram a făcut pentru Melchisedec, pentru că vreau să spun din nou că aștept un mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Dragii mei, dar de ce este așa de important Melchisedec? Ce a făcut el atât deosebit în viața lui Avram? Și aș vrea să deschidem în Geneza, capitolul 14. Pagina 14 în Scriptură, mai simplu de căutat. Pagina 14. Începem cu versul 17. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, zitorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrășmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Dragii mei, ca să simțim profunzimea acestui pasaj, trebuie să umblăm cu Avram în drumul lui spre salvarea lui Lot. A venit Chedor la Omer, un fel de Statele Unite ale Americii ale vremii, a măturat toate țările, a venit undeva din Mesopotamia, au măturat toate cetățile în drum, au venit la Sodoma și Gomora, le-au călcat în picioare fără niciun fel de problemă, l-au luat pe Lot și au plecat și se bucurau și au ajuns până în Damasc, la 100 de kilometri aproximativ de locul din care l-au luat pe Lot. Avram, când aude această poveste, își înarmează imediat o armată incomensurabilă de 318 viteji și pleacă în urma Statelor Unite ale Americii. Acum imaginați-vă că noi am declarat război Statelor Unite ale Americii. Sigur, Dragoș ne-ar căuta un psihiatru la fiecare în parte. Dragii mei, așa ceva nu se face, dar asta a făcut Avram în momentul respectiv. A plecat după Chedor la Omer, culmea, a luat imensa lui armată, a împărțit-o în cete ca să fie, să ia prin surprindere ca Vlad Țepeș probabil, a împărțit-o în cete, a mers, l-a biruit pe Chedor la Omer, l-a luat pe Lot. Și după care s-a întors spre casă, a luat toate averile de la Chedor la Omer și se întorcea spre Sodoma și Gomorra. Imaginați-vă, cam 100 de kilometri se fac în câteva zile. Deci el nu a plecat de acolo și a ajuns imediat în Valea Șave. Și imaginați-vă drumul lui Avram înapoi spre Valea Șave, cu toate promisiunile lui Dumnezeu că îți voi da țara. Și el se gândea, Dumnezeu mi-a promis țara. Eu cu 318 viteji am bătut pe Chedor la Omer, cel mai puternic împărat al vremii. Dacă mă întorc, sigur toți vor fi cu lauri, cu surle și trâmbițe, toți îmi vor da țara, sigur acum Dumnezeu îmi dă țara. Este momentul, el și-a împlinit promisiunile, lăudat să fie numele lui și mi-l imaginez pe Avram mulțumindu-lui Dumnezeu pentru modul miraculos, extraordinar, prin care i-a dat ceea ce i-a promis. Exact când se întâlnească cu împăratul Sodomei, îi apare în față, cine? Melchisedec. Deci este incredibilă intervenția lui Melchisedec. Pentru că Melchisedec intervine în viața lui Avram într-un moment în care nici măcar Avram nu știa că are nevoie de ajutor.
Nici măcar Avram nu știa că are nevoie de ajutor. Și uitați-vă ce face Melchisedec cu Avram. Îi ridică ochii lui Avram de pe țară, care era promisă de Dumnezeu, și îi așează pe adevărata binecuvântare, Dumnezeu însuși. Doar așa îmi explic nebunia refuzului lui Avram. Avea promisiunea de la Dumnezeu? Avea. Îi dăduse Dumnezeu pe chedor la Omer în mână? Îi dăduse. Putea să tragă concluzia că Dumnezeu i-a dat țara? Putea. Dar după întâria lui Melchisedec, care face un lucru extraordinar pentru Avram, îi ia ochii de pe țară și îi așează pe adevărata binecuvântare care este Dumnezeu. După acest moment, după acest moment al întâlnirii cu Melchisedec, Avram spune, nimic pentru mine. Când Dumnezeu vede că Avram reacționează atât de frumos la întâlnirea cu Melchisedec, spune, nu te teme, Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Acum înțelegeți de ce Hristos trebuia să fie după rânduiala lui Melchisedec și după Aron? Putea Aron oferi un astfel de ajutor muritorilor? Dragii mei, Aron era plin de problemele lui, era plin de frământările lui, abia dacă știa cu ce se întâmplă în jurul casei lui, dar uitați-vă, prin tiparul construit în Geneza, Dumnezeu pregătește un mare preot care să te poată ajuta chiar și atunci când tu nu știi că ai nevoie de ajutor. Tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Un mare preot care să ne ajute chiar și atunci când nu știm că avem nevoie de ajutor. Dar de ce este atât de complicată știința asta, nevoie de ajutor? Pentru că, eu știu, sunt în trafic, am nevoie să mă ajute să nu mă enervez. Sunt la serviciu, am nevoie să... Am impresia totuși că eu cam știu când am nevoie de ajutor. Și vreau să încheiem printr-o afirmație a lui Pavel și să medităm în jurul ei, să vedem dacă știm cu adevărat când avem nevoie de ajutor sau poate avem și noi nevoie de un mare preot ca Melchisedec. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Explicați-mi care dintre noi poate spune despre el că el deosebește bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Când este vorba de lucrurile foarte clare, să nu bei, să nu fumezi, să nu înjuri, să nu curvești, cam toți știm care este voia lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, viața este plină sau zilele sunt pline de contexte în care nu știi ce să faci. Să continui să vorbesc cu colegii mei sau să nu vorbesc cu colegii mei. Să mă duc la acea întâlnire sau să nu mă duc la acea întâlnire. Să mă mut acolo sau să nu mă mut acolo. Să merg la facultatea asta sau nu. Să stau să fac aia, să fac aia. O grămadă de întrebări peste zi, întrebări în jurul cărora ai nevoie de un discernământ, de o finețe extraordinară. Dacă pretinzi că tu știi care e voia lui Dumnezeu în acele momente, înseamnă că nu știi cât de fină este voia lui Dumnezeu. De aceea un astfel de mare preot ne trebuia, care să se apropie de inimile noastre, care să se apropie de sufletele noastre și în baza părtășiei pe care o avem cu el, să ne poată ajuta să deosebim binele și răul, să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vă dați seama, ceea ce a experimentat Avram în Geneza 14, noi avem la îndemâna noastră fiecare secundă. În fiecare secundă este cineva, este marele nostru preot, după rânduiala lui Melchisedec, care este, uite aici, uite aici este, în mijlocul nostru, când plecăm de aici, umblă cu fiecare dintre noi și este gata să deslușească fiecăruia în parte, fiecăruia în parte. Care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta, chiar și în cele mai neclare situații. Nu e o veste frumoasă că Hristos este după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Dragii mei, în Geneza 14 se construiește tiparul unui preot care te poate ajuta chiar și atunci când tu nu știi că ai nevoie. Întrebarea este, dacă avem un astfel de mare preot lângă noi, de ce încă în viața noastră sunt momente în care te uiți în urmă și spui, am ales greșit,
Mai mult, sunt foarte dese. Părerea mea personală este că discernământul acesta spiritual ține de o intimitate personală cu marele nostru preot Iisus Hristos. Lucrul acestea nu se învață duminica, lucrul acestea nu se învață, se învață din Scriptură, dar lucrul acestea se experimentează în genunchi, în ore în genunchi, în a sta și a vorbi cu El, în a-I pune în față, cum spunea cineva, chiar și pâinea cea de toate zilele. Ne-am obișnuit să nu mai vorbim cu marele nostru preot nimic, pentru că noi oricum le știm pe toate. Eventual îi aducem decizia înaintea Lui, Doamne, aducem înaintea Ta această decizie, Tu fă ce vrei cu ea, că eu oricum am luat-o. Dragii mei, ne-am dezobișnuit în a discuta cu marele nostru preot, inclusiv când plecăm la serviciu sau ne întoarcem de la serviciu sau vrem să ne alegem partenerul sau mergem pe stradă sau avem nevoie de a lua decizii peste decizii, decizii peste decizii. Și de aceea, de foarte multe ori, când ne uităm în urmă, spunem cu tristețe, n-am știut care e voia lui Dumnezeu. Nu era acolo marele preot să te ajute? Nu era acolo marele preot după rânduiala lui Melisedec să-ți ridice ochii de pe țărână, de pe aceste bunuri trecătoare și să ți le așeze pe Dumnezeu? De ce nu s-a întâmplat? Ca în Geneza 14? Aici fiecare în parte își poate da un răspuns. În schimb, în această dimineață aș vrea cât mai mulți dintre noi să mulțumim lui Dumnezeu pentru onoarea de a putea experimenta ce a experimentat Avram în Geneza capitolul 14 în fiecare secundă a vieții noastre, și anume de a putea fi ajutați chiar și atunci când nu știm că avem nevoie de ajutor. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm și dacă avem cuvinte de mulțumire să venim înaintea Domnului.